Managerii de spitale susțin că în noul contract cadru, prin care se alocă fonduri unităților spitalicești, există o serie întreagă de aberații menite să limiteze fondurile alocate acestora. Deci, pe lângă numărul de paturi, contează foarte mult indicele de complexitate a cazului, contează durata medie de spitalizare și aici, deci, un tânăr care are un traumatism, da? Îl operezi. Nu poți să spui că, domnule, ce diagnostice să-i pui, să-i ventezi sau, Doamne ferește, să-i faci un indice de complexitate. Deci, tânărul tot timpul va avea un indice de complexitate a cazului foarte scăzut, pentru că se presupune că organismul este puternic și recuperează repede. Vârstnicul este cel care are un ICM mai crescut pentru că sunt bolile secundare, tarele organice care cresc indicele. Ca atare, nu este vina medicului că s-au internat luna asta numai tinereți, să spunem. Una dintre aberațiile cele mai mari este legată de vârsta pacienților internați, care dă ceea ce se cheamă indicele de complexitate al cazului, în funcție de care se calculează fondurile acordate unui spital. Un tânăr are un indice de complexitate scăzut oricât de bolnav ar fi, pe când indicele de complexitate este mai mare la vârstnici, care au tot soiul de tare specifice vârstei. Și de aici îți scade indicele de complexitate. Cazurile care sunt grave sunt pacienți pe secția de chirurgie care stau și câte o lună de zile. Da, am avut și eu pe ortopedie un pacient cu o fractură deschisă de gambă care a stat o lună și ceva. Deci nu poți să fugărești acel caz acasă dacă nu este bine, pentru că tot înapoi se întoarce și tot pe capul tău stă. Și atunci nu poți să-i spui medicului toată ziua: domnule, vreau un ICM bun, vreau o durată medie scăzută, vreau. Deci trebuie să înțeleagă și ei, dar nu. Este greu ca un spital să poată planifica vârsta pacienților internați care necesită spitalizare. Pe de altă parte, un pacient poate fi externat abia după ce se vindecă complet și nu pentru ca spitalul să se poată încadra în cerințele casei de sănătate, care impune fel de constrângeri aberante.